Trăim, după părerea mea, deci cartea cărții îi lasă destinul în mâinile dumneavoastră ale cititorilor. La șapte secolii am hotărât să ținem astfel de jocurare. Nu știam ce facem. Fraților, mai beți câte un pahar de vin și începând de mâine dimineață, țineți postul Crăciunului. Dumnezeu ne va lumina. Și în 22 decembrie, după ce am fost la televiziune pe domnul Alexandru prin telefon, și am încercat să am făcut acolo pe loc o declarație privind Transilvania, adică noi simțeam că frații noștri unguri vor profita de momentul respectiv, vest Timișoara, episcopul Cerchie și așa mai departe, și vor face, ne temeam că vor face ceva gafe, adică proclamări de autonomie și așa mai departe. Noi am simțit că trebuie să facem o declarație prin care să explicăm clar că nicio schimbare de regim nu pune în discuție apartenența Transilvaniei la statul român. Este partea statului român. Și această declarație, Turcan a refuzat să o transmită. Ne-a scos din studio, deși eram împreună cu Ioan Alexandru, cu Iftene Pop, cu Pavel Suian și cu un om care fusese invitat să vină acolo, Aurel Dragoș Munteanu, un dizident, colega nostru la Cluj, i-am întâlnit întâmplător pe acolo, ne-am adunat și am făcut această declarație. El a fost invitat, după cum știți, a fost numit președintele televiziunii, ambasadorul America, adică era un apropiat al grupului care a preluat răspunderea țării atunci, în decembrie. Cum a preluat-o? Pot să comentez. Eu știu că toate partidele din România sunt oameni cum se cade, oameni cinstiți. În același timp, să mă îngăduiți să vă spun că